Faptele Apostolilor 3. Petru și Ioan se duceau împreună la Templu, la ceasul de rugăciune. Era ceasul al nouălea. Un om schilod încă din pântecele mamei lui era adus și așezat în fiecare zi la poarta Templului, cea numită frumoasă, ca să ceară milostenie de la cei ce intrau în Templu. Când acesta i-a văzut pe Petru și pe Ioan că urmau să intre în templu, a cerut și de la ei ca să primească milostenie. Petru, ca și Ioan, s-au uitat ținte la el și a zis: Uită-te la noi! El și-a țintit privirea la ei, așteptând să primească ceva de la aceștia. Dar Petru i-a zis: argint și aur n-am, însă ceea ce am îți dau. În numele lui Isus Hristos din Nazaret, ridică-te și umblă. Și apucându-l de mâna dreaptă, l-a ridicat. Imediat picioarele și gleznele i s-au întărit, a sărit în picioare și a început să umble. Apoi a intrat în templu împreună cu ei și umbla, sărea și îl lăuda pe Dumnezeu. Tot poporul l-a văzut umblând și lăudându-l pe Dumnezeu. Ei l-au recunoscut ca fiind cel ce stătea și cerea milostenie la poarta frumoasă a templului și s-au umplut de uimire și de mirare pentru ceea ce îi se întâmplase. În timp ce el se ținea după Petru și Ioan, tot poporul, uimit, a alergat la ei în porticul numit al lui Solomon. Când a văzut Petru acest lucru, a zis poporului, Bărbați izraeliți, de ce vă mirați de acest lucru și de ce vă uitați la noi de parcă din propria noastră putere sau evlavie l-am făcut să umble?" Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, Dumnezeul părinților noștri, l-a proslăvit pe slujitorul său Isus, pe care voi l-ați dat pe mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el în prezența acestuia, măcar că el hotărâse să le libereze. Voi v-ați lepădat de cel sfânt și drept și ați cerut să vi se elibereze un ucigaș. L-ați ucis pe autorul vieții, pe care Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți și ai cărui martori suntem noi. Pe baza credinței în numele lui, a întărit numele lui pe omul acesta pe care îl vedeți și pe care îl cunoașteți. Și credința care este prin Isus i-a dat această vindecare de plină înaintea voastră, a tuturor. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut așa, ca și conducătorii voștri. Dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce prevestise prin gura tuturor profeților, și anume că. Hristosul său urma să sufere. Pocăiți-vă deci și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină din prezența Domnului vremuri de înviorare și El să-L trimită pe Cel pe care L-a rânduit pentru voi, pe Hristos Isus, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile restaurării tuturor lucrurilor fapt despre care Dumnezeu a vorbit încă din vechime prin gura sfinților săi profeți. Căci Moise a zis, Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre frații voștri un profet asemenea mie. De el să ascultați în tot ce vă va spune. Dacă cineva nu va asculta de acel profet, va fi nimicit din popor. De asemenea, toți profeții, de la Samuel și până la toți ceilalți care au vorbit după el, au vestit zilele acestea. Voi sunteți fiii profeților și ai legământului pe care l-a încheiat Dumnezeu cu părinții voștri, când i-a spus lui Avram prin sămânța ta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Când Dumnezeu l-a ridicat pe slujitorul său, l-a trimis mai întâi la voi ca să vă binecuvânteze, întorcându-vă pe fiecare de la nelegiuirile voastre.